Salut, eu sunt Andrei și bine v-am găsit la un nou episod de DayZ. Am rămas aici, în camera asta, ne-am plimbat puțin și noi. Am luat câteva lucruri, dar nu prea multe. Din nou nu zice Andrei cu cine e în confă, dar nu-i nimic. Urma să zic că sunt cu Rareș. Îmi cheamă Grăsanu. Rareș Grăsanu. Rex Grăsanu. Așa, hai să mergem. Ok, hai. Hai. Să vedem dacă într-adevăr e pe cineva. Andrei, stai tu primul, că ai skill-uri mai bune. Nu am skill-uri mai bune. Ba, da. Ba, nu. Hai, cine deschide? Bine, știi cum facem? Deschide tu ușa și eu țin așa. Stai într-o margine. Dă-te, că nu pot să mă mișc. No. Urătune. Și... Andrei, tu primul. Hai, în cealaltă clădire, rapid. Hai, și fugi, poți să te ridici pe fulgă. Deci, uite, un zombie. Un zombie, lasă-l, că nu ne-a văzut. Sunt mai mulți zombie. Oh, shit. Ăștia nu-l căpesc, nu? Un piu scăpă. Mamă, dar nu-s lootate chestiile, uite, deja am găsit încărcător. Nu urcă pe scări, se trec prin scări. Uite, bă, că spaghetti dă-te și mâncare, suc. Dă-te să-mi iau. Spaghetti și suc. Da, eu nu cred că a fost cineva pe aici, mi-e greu să cred. Da, nu cred. Ai cu ce să deschizi, ai Firex-ul. Am găsit și niște glanțe. Am Firex. Open. Hai că are doar 35% ăsta. Cum? Atâta nu m-ați dat? Aha. Uh-huh. A, de la Firex. Uite încă o bere aici, beau-o. E sus? În vârf? Da. Și niște glanțe, 9mm. Tu ai luat acum ceva? Păi, dar nu mănâncă. Mi s-a blocat, are bug. Nu poți deschide inventar. O grămadă de glanțe de cer 75 pe jos ți-am lăsat. Unde? Aici, ok. În mijlocul încăperii de sus. Și mai ies aici și pe masă, vai, dacă te îs. Lasă-mi-le mie. Eu zic să stai. Unde se lea de pe jos? Mai multă mâncare. La unde se lea de pe jos? Mi-e trebuie o bere. Le-ai luat de pe jos? Nu. Păi cum? Alea de mai devreme? Da. A, da, le-am luat. Că ei ți-ai mai aruncat 10. Eu zic să folosești... Dar ce Firex-ul când deschizi cu el îți dat de puține? Nu știu. 66%. A, așa stătea de-a și splitting X-ul. Eu zic să folosești ce... Bă, dar am ranch în tot acest timp. Eu zic să... Da, mă... Deci să nu folosești, dacă ai altă variantă, să nu folosești splitting Firex-ul la desfăcut. Hai pe acolo. Glanță de shot, gheana... Bă, deci super OP locul ăsta, nu vezi că nu mai chestii bune. Bă, deci nu e nimeni. Partea bună. Ghiozdan mare, încă niște mâncare. Am găsit noi, mirime. Tu ce armă aveai? Adică? Armă. Double rifle. Shotgun și double rifle. Stai... Am glanțe, cred, pentru double rifle. Dar nu-mi dai și mie shotgun-ul, te rog. Au double rifle sau orice. Nu, opa, de ce ți-am... Ai frate, dar tu ai două. Și tu ai două pistoale. Ba, frate, pistolul e mult mai prost decât alea, te rog. Nu insulta pistolul. Da, una dintre pistoale. Bă, mi-ai luat aia de shotgun. Nu. E pe jos. Ba, mă, te rog. Bine, îți dau... Nu poți deschizi cu ranch-ul? Da, nu. Chestii. Nu? Nu poți. Nu merge. Știu că puteai. Ești știu la fel, că se mai poate să mă înșel. Păi nu mai întrebe rece atunci. Hai, Andrei, te rog, îți dau un pistol. Îți dau... Bine, îți dau shotgun-ul și cu glanțele pentru shotgun și tu îmi dai cer 75. Câte glanțe ai pentru shotgun? Vreau 60. Hai, perfect. Ce vrei, Fenex-ul sau cer 75? Cer 75. Ok. Ia. Dar dacă găsești vreo armă, orice armă în afară de pistol, orice armă, ți-am chiar aruncat și o sporter. Grandă glanță. Ok, și pistolul? Pistola, dă-mi și tu, stai că nu-l mai găsesc. Ți-am dat shotgun-ul. Unde? Și o să-i rămână de glanțe pe jos și shotgun-ul. A, stai să-ți dau ăla, care era? Cere 7, gata, l-am aruncat. Îl văd. Așa. Hai, l-am luat, mă duc să-mi aranjez. Hai să iau și eu glanțele. Trebuie să-i dau neapărat low demo, asta e nașpa. Câte ale, câte ține shotgun-ul? Doar două? Două, da. Există încărcător? Ce? Există încărcător? Nu. Fuck. Atunci o porcărie. Bine, vrei dar și-o înapoi... comori din două. Vrei înapoi pistolul? Nu. No. Uite un zombie, îl împuși de aici? Eu? Nu, eu, îl împuși că e un zombie aici. Nu cred că poți. Stai să testez eu cer 75-ul.
Vreau eu. Unde-i? Aici. Stai, ce-s aici? Scope-uri pe jos? Weapon flashlight. Asta cred că se poate... A, poți să-mi puști. One hit. Who headshot. Da, poți. Uite, un gazon. Ce-am făcut? Am omorât zombie ăla. Acum aș fi vrut să fim de la pe de la de mulți playeri. Să stăm aici să sniperim. Auzi, zombie, unde e? Nu știu. Vreau să-l omor. Ți se pare? N-ai fi vrut, că ne-ar fi omorât imediat dacă... Băi, tu știai că se poate urca pe turn? Da. Eu nu. Chiar nu știai? Nu. Am urcat mai devreme și era un SKS. Ceva? Când? Mai devreme, ia aici ce, uite o călărie ceva. Pe alt server, nu? Da, pe ăla vechiul. Am un pilot ceva, ai damage. Nu, dar acum nu mai am armă de aproape, o să țin pistolul de aproape, că ăsta are măcar mai multe cartuși. Dar ce este de aproape? Da, mă, dă-i de aproape ăsta. Da, short, dar nu-i pentru aproape. Dar nu poți să apropiezi cu el. Nu poți, da, nu poți să, când îl țin în mână, să dau... Cum nu? Clic dreapta scurt. Da, nu merge. Nu înțeleg de ce. E badly damaged. Nu contează, mie merge, deci... Îl țin mână și dai clic... Nu. Da, mă... Țin mâna, dai click de-a ta și nu apropie. Nici nu poți să trag cu el. Trage e... ceva. Auzi? Ți-am zis că e cu M4, tip. Coboară jos. Cum? Pe scară. După tine trage, ești în vârf. A să copare bow ăsta mai repede. Hai, rapid. Eu-s jos. Mie nu merge ăsta shotgun-ul. Așa, tă, cum trebuie să se numească shotgun-ul? Saved off with a shotgun? Ăla înseamnă că e tăiat, adică că e mai scurt și că încape în inventar. Păi bun, și atunci de ce nu merge? Nu știu, e un bug, nici Loris nu-i merge la un moment dat, Mostin și M4. Wow, deci să joc cu Phoenix-ul. Da, îți dau înapoi CR75-ul. Hai puțin să mă încerc. Nu, dacă nu-ți merge shotgun-ul. Da, mă, deci e cu M4 ăla, e unul cu M4 pe aici. Da. E pericol. Eu zic să ieșim, că n-avem șanse contra M4. Bă, da, dacă suntem buni, putem. Nu, hai, îți dau CR75-ul. Da. Că n-ai ce face. Hai să ne uităm. Băi, hai sus, mai bine. Bine, nu, că de acolo e sticlă și ne poate vedea. Deci fii atent. Ia uite-te, pis. Tu uite-te cât arunc eu astea. Eu le-am aruncat deja. Uite, ți-am aruncat. Și eu ți-am aruncat. Hai să te arunc și arma în sine. Dar aruncă mi-ar alea, în cartușele și alea. S-a m-a aruncat. Cer 7, dar nu l-am dat, lol. Așa. Nu le-am luat, lol, nu le văd. S-a acolo. Bun, hai să vedem, e ăsta. E pus. Hai, tati. Îl batem pe ăla? Ce zice Andrei? Țin Phoenix-ul. Ok. Eu zic să-ți ții... Oh! E acolo! Shit! Fuck, am fost mort. M-a omorât. I'm conscious. Vai de mine! Cine a dat-o, băi? L-aud pe ăla cum alergă. You are dead. Gata. Și a tine? Da. Good job, man. GG. Good job. Eu te aud good job. Și te-au ge. A fost bun, n-am ce să zic. Nu eram pe fază, bă. Băi, ți-am zis să ne ducem sus, că era mai bine. Da, ai dreptate. Că știi că aici au urcat și noi nu-l auzeam. Și dacă stăteam așa pe scară și puteam da. Să... De oricum eu i-am dat două, deci oricum sunt gera sigur. Eu n-aș pacă după ce mori, nu poți să-l vezi pe ăla. Știi că vreau să-l văd cum sângerează, unde ți-a dat spawn. Acum am dat. Eu văd vaporul. Aba nu. Tu. Mi-e abia acum am dat spawn. Poate ne dă spawn la aceeași locație. Super. Păi asta e ideea în DayZ. Iei loot și apoi mori. Dar e șmecher tot. E așa, aventură. Da. Unde ești? Unde ți-a dat spawn? Încă nu mi-a dat spawn. 1, please wait. Dacă ne dă spawn la apă. Și eu tot pe lângă apă. Chiar lângă spitalul ăla albastru. A, știu să ajung, e perfect. Eu acum mă duc în el. Băi, dar suntem ceva pe server. Cât suntem? Nu știu. 2, 4, 6, 8, 10, 11 sau 12.
Deci, normal că dacă tot intră tip, mai uzi și pe ăla. Bă, eu nu știu pe unde sunt, hai că să zic mai. Bă, am impresia că, acum merg, ori sunt două variante, ori să ajung în Berezino, ori să ajung la tine. Dacă mai mergi, cum? Cu apa în dreapta? Da. Probabil că o să ajungi la mine, că... Să nu mai, da, ajung la tine, să nu ții cu apa în dreapta, ținu cu apa în stânga, să ne întâlnim cât mai repede, dacă e. Păi acum da, sunt spitat. Da, 100% dau de tine. Dar acum intru și eu în două, trei case să lutez și eu, că n-am nimic. Oh, nu, de fapt hai să ne întâlnim mai bine. Nu, dai loot, lasă. Ok, dar vii tu spre mine, da? Da, vii tu da, spre ok. Mine. Ok, mi-am convine. Mă bag la loot. Stai că am shadows on. Video setting squad. Băi, nu prea găsesc nimica prin ăsta. Am murit din cauza că aveam shadows on, sunt sigur. Cred că a fost lootat. Schimbăm serverul după când ajungea baza militară? Da, clar. Stai, este același server? Băi, poate mergem acolo și cine știe el. Că sigur ne-a lăsat ceva corp. Păi normal, dar că da, dăm de el din nou. Poate a plecat sau poate pleacă. Nu cred. Sau poate schimbă serverul și el și atunci rămân corpurile. Nu, fac, pai, cine atât de boate ai să fii? Ce? Noi am fost nubi atunci, că am lăsat alea lui Diana, am mâncare. Ia să văd ce am găsit. Atunci ăla ai trecut deja. Am găsit niște mâncare, dar am cu ce să deschid. Tu cum stai? Eu am o beretă ceva. Eu n-am absolut nimic. Am două berete, trebuie? Da, am dacă ai loc. Am găsit Salin Bag Give 4. Am Rex și spaghetti. Bun. Am mai găsit încă ceva de cap care nu prea vrea. Hai că, bă, eu nu mai luptez, mai bine întâlnim. Și mergem la Police Station împreună, să fim doi. Știi? Da, și apoi la aia militară, poate. Eu sincer zic că dacă nu o să ni se șteargă caracterele, o să... Da, știi ce se poate? Da, vine un zombie după mine, senzațional. Se poate ca tipul ăla, încercând să tot își ia... Adică suntem doi, are ce să ia. Da. Să mai arunce lucruri pe jos, știi? De exemplu, îmi ia shotgun-ul... Ia shotgun-ul de la mine, îl ia în inventar, nu-i place, îl aruncă pe jos, știi? Exact. Și atunci îmi dispare caracterul, dar shotgun-ul nu. Bă, dar ce-a luat, mă, M4 și acolo, bă. De asta e bun M4. Bă, avea M4, ce-i drept, n-ai ce să-i faci. Dai seama cu M4. Eu ți-am zis de când am intrat pe server că aud unul cu M4, nici nu știu cum de ne-am întâlnit după vreo 10 minute, cred că cine știe. Alt zombie, senzațional. O să la o benzinărie acum. Da, la aia așa singură? Mhm. Uh-huh. Aolea, Andrei. E pur și simplu așa, am pus tietate singură. Nu, și... mai sunt spre tine de ea alți case. A, ok. A, uite, văd, gata. E perfect. Văd în umbră orașul. Unde ești tu? Mă, orașul fie ăla. Vreau sucul ăsta. Să nu intri încă Police Station, să vin și eu. Dar eu nici măcar nu sunt la Berezino. Dar Police Station nu-i în Berezino, e în Lamb, Chișet. No, bine, nici în ăla nu-s. Păi în ăla trebuie să mergem, acolo zic că suntem. Știu, dar nu cred așa ceva, bă. Ce? M-am blocat aici, cred că. Ah, gata. Văd podul ăla așa ciudat. Dar ești în Lamb, Chișet, acolo. Nu! Ba da, unde-i benzinăria aia așa. A-a. Păi atunci du-te în Lumber, bă, la. Mă duc acum, dar tu nu ești acolo, tu ești... Acum, eu văd Lumber Chișetul. Ți îl văd în depărtare. Ba nu, îl văd. Da. 100%. No, acum am găsit gloanțe de SKS. Bun. Deci să mă îndrept spre tine sau spre Lumber? Eu mă îndrept spre Lumber Mill, dacă păi și eu tot pe Lumber Mill, să zicem și eu. Sau mai bine, nu vrei să ne întâlnim mai întâi, cum vrei. Păi ba da, da. Păi hai nu... pe mine atunci, dar, păi... dar mergi pe drum, nu pe șinele de tren. Da, dar eu nu știu dacă ești mai aproape sau mai departe de... Eu văd Lumbermill-ul, nu înțelegi? Văd macar... Eu văd în stânga mea mai în față un fel de clădire cu, din niște cercuri ceva. Și acolo e și spitalul. Uite, bine, mă alergă doi zombi, asta e tu ce știi. Eu mă duc spre Lumbermill. Păi și eu tot spre Lumbermill. Îl văd în depărtare. Tot, Doamne, să fie asta. Că dacă nu, mi-am luat pe coar.
Dar nu, ăsta e. Ar trebui să fie ăsta. Văd pe cineva. Ai zombie, încă unul. Ah, cred că a fost spitalul și benzinăria. Erau pe lângă ceva șină de tren? Nu știu. Știu că pe stradă lângă spital e o imagine cu... ce scrie, mă? Cu niște tipi și cu un cățel și cu un tip din Hawaii care cântă la o chitară micuță. Da, ești și... lângă șină de tren? Nu. Deci, du-te pe stradă. Eu am ajuns în Lambăr, zic. Sigur? Da. 100.000? Nu 100.000, 100%. 100.000 nu ar însemna că n-am ajuns, practic. Ar însemna 10%, da. Ai că am ajuns. Văd turnul. Vezi tu, tu ai ajuns să-l vezi? Turnul ăla cu alb, da, și cu roșu, da, nu îl văd. Îl văd. Nu-l vezi? Nu, nu încă. Eu trec peste un pod acum. Pe mine m-a alergat o zombie. Aaa, peste podul ăla! De. Aha, l-am trecut de mult de ăla. Ți-am zis că ești în spatele meu. A, s-a întunecat dintr-o dată. Și la tine? A, bă, nu. Era din cauza că intram într-un palmier, în bag. Dacă mai mergi, dai de mine. Am dat acum vreo 3 minute, 4. N-am trecut pe lângă el. Așa micuț podul, nu? Din lemn. Nu. Era. Da, cum era? Cu niște bare de metal pe margini. Păi da. O, văd un player. Stai acum în fața unei uși? Nu, eu fug pe stradă. E un player. Și ce are? E, n-are, are ceva albastru. A, e full gear, super. Hai să vedem, că e amuzantă și chestia asta. Ești să... într-un oraș acum? Nu, eu fug pe stradă. E amuzant și să te, să faci chestii cu, ești new spawn, să încerci să te lupți cu full gears. Sau să te milogești la ei să nu te omoare și apoi să le dai una. Eu acum am fug pe stradă și n-am decât niște pantaloni și am... A, nu vezi îndepărtea niște macarale, ceva? Nu încă. Nu-l mai văd pe ăla. A, îmi dă crash. Vezi că să-mi dea crash de ziul. E bine că mă ajungi, da, mi-a dat crash, e bine că mă ajungi până una alta. Dacă vă să vezi, dacă tot mergi în față, când să mergi când vezi orașul, de fapt. Ar trebui să-l vezi în curând. Din câte știu zona asta, o să văd imediat nisipul ăla galben. Ce nisip galben? Ăla care e înainte de clădirea cu ghiozdane. Nu știu clădirea cu ghiozdane, asta e problema. Nu să nu, frate. Chiar mi-ar plăcea și mie să mă înveți ca să știu să-mi iau ghiozdan de acolo. Nu sunt mereu ghiozdane, dar mă rog. În update-urile trecute, numai acolo se găseau ghiozdane. Și era plin, deci găseai vreo 3-4 mountain backpack-uri. Dacă nu era lutată, în total vreo 10 ghiozdane de toate felurile. Mountain backpack-uri și din alea mici. Nu de copii, că nu existau. Și nici hunting backpack nu găseai. Mai rar. Când ți-ai luat tu Daisy-ul, e cum era? Era update-ul ăsta sau era altul? Da, era. Când mi-am luat târziu, deci... Cred că... cum să spun? Când eram în update-ul meu... stai să mă gândesc. A, da, de când mi-am luat eu de ziua, s-a făcut un singur update. Update-ul în care s-o... Alo? Alo? Andrei? Da. Așa. Hai zi, update-ul, update-ul în care s-au mai adăugat parcă două tipuri de pistoale și în care s-a făcut ca, ca cu un Fire Axe să nu mai omori un zombie dintr-o lovitură, ci din vreo 6. Era mișto dintr-o lovitură. Da, și cu splitting axe-ul din două, era destul de ușor să-i bați. Venea unul, te poziționai bine cu Fire Axe-ul și când săreai, te deai un one hit kill. Dar nu era foarte, să spun, foarte OP, sincer să zic. Acum am niște ochelari de badass. Dar nu mai intram prin case. De ce? E ca să ne întâlnim mai repede. Gata, mi-am dat spawn. Vezi orașul? Nu. Ce vezi acum? O ușă, un ficus, o masă... Dar nu mai intra în casă, niște scaune răsturnate... Te rog, nu mai intra în casă, vină spre mine, te rog frumos. Te-am rugat și frumos.
Dar. Eu văd turnul ăla cu alb și cu roșu. Sunt lângă, eu sunt lângă turnul ăla. Am zis că vino un pic cu apa în stânga. De ce? Pentru ca să ne întâlnim mai repede. Păi de... Și la un moment dat o să trebuiască să vezi în dreapta un fel de clădire în construcție sau în demolare cu o macara. Păi da. Nu, aia e fabrica de ghiozdane. Du-te la ea. Și aici sunt mai multe macarale. Așa, gata. Nu acolo, deci cum mergi cu apa în stânga, unde vrea în dreapta pe un deal. În stânga? Deci du-te să fie apa în stânga. Păi da, de ce? Ok, ca da. Să... Ok. Și undeva în dreapta, la un moment dat o să vezi, dacă te uiți, pe un deal, o clădire așa în construcție. Da. Cu o macara lângă ea. Păi da, e în spatele meu, nu e în fața mea. Păi da, du-te, și eu mă îndrept înspre ea. O vezi? Da. Păi dar nu te văd pe tine. Păi nici n-ar fi normal. Deci cum să spun? Dar vreți macaralele? Deci da, dar hai la clădirea aia, acolo se găsesc chestii, dacă nu e lutată. Tu o vezi în dreapta și mergi cu apa spre stânga. Eu o văd în stânga și merg cu apa spre dreapta. Deci suntem păi eu o văd în dreapta și o văd cu apa. A, uite benzinărie. Lângă ea căsuțe. Trebuie să fie așa ca o uzină pe lângă ea sau ceva? Ce uzină? Pe lângă ce? Lângă asta. Știi să deschid o poartă roșie? Pe lângă clădirea de ghiozdane? Da. Nu. Dar cum te-ar trebui să arate? Ca un fel de spital de la depărtare mai mic și de aproape ca și cum ar fi o clădire în construcție care nu are pereți. Am găsit mănuși înăuntru, nu deci cred. Deci are numai podelele și sunt niște scări. A, nu. Nu. Cred că suntem total pe altă parte. Băi, mă rog, după ce dau loot la clădirea asta, eu pot să vin și spre turnul ăla. Păi, vin. Eu văd turnul. Tu vezi turnul alb și cu roșu? A, uite, văd și parca, văd și vaporul. Oh. A, îl văd foarte în depărtare. Și eu, vaporul? Da, nu, turnul. A, uite, mi-am găsit jachetă. Vezi că am o jachetă galbenă. Ok, raincoat. Uh-huh. Suntem 2, 4, 6, 8, 10, 11. Deci tu vezi turnul de și vezi că între râbă și cracks trebuie să pui pauză. Da, nu vreau. Da, nu e elegant așa. Da, o luat zombie, zombie. Eu cred că am văzut de zombie. N-ai înțeles nimica, nu? Nu. Eu sunt la turnul ăla, acum mă aduc din nou, sper. Cu alb și roșu? Da. Bine, eu îl văd în depărtare. Foarte departe sau cât de cât? Îl văd în ceață. Clădirea asta e foarte aproape de... E destul de aproape de Berezino. Mai aproape decât de Lumbermill. Aia, nu știu, mă rog. Eu sunt Lumbermill. Ăsta e Lumbermill. Știu unde e chestia asta. Da. Eu îmi dau seama după cum e acolo pe mal, că alea, că stau așa într-o formă de 3. După chestia îmi dau seama. Uite, văd benzinăria. Eu acum azi la benzinăria din spate turnului. Și te aștept în fața police station-ului. Dar poți să-i dai loot. Nu, vreau să vii. Cât de mult ești aproape? Cât de mult ești aproape? Da, zi, hai că m-am așezat într-o... Apoi eu vin în vreo 5 minute ajung, cam așa. Bă, chiar așa departe? I need a drink. Ah, n-am. Hai, m-am pus și pe jos. Nu numai... Cu Z. Nu numai că-s departe, dar și vreau să dau loot la clădirea asta. Vine, atunci mă duc în ailaltă. Mă duc în police station. Nu, du-te la clădirea de lângă. Bine, du-te în police station. Băi, apa aici sunt ușile deschise. Sper să nu fie... Sper să n-am o surpriză. Ce am găsit noi? Ce ai găsit? Știu că nu-mi dau seama. Ori o cască de militar, ceea ce ar fi puțin probabil, ori un ghiuzdan verde. Templar. Hey buddy, what's up? Hey, I'm friendly. Please do not shoot me or do anything to me. Nu poți să o ia! You can pass caps look and I can hear you. Yes, I'm friendly. Vorbește cu tine? Da, dar nu mă aude. El doar mă aude, dar nu poate să scrie. Aș, adică nu poate să vorbească și scrie? Da. Let's get from here some stuff. Come on. Întreabă dacă are microfon. Da, n-are. A, nu a lutat, pur și simplu a deschis, nu cred că știe cum să luteze, mă. Că toate itemele sunt deschise, ușile, dar nu-i luat nimica de pe aici. Pare să fie chiar așa de noob. Nu știu.
Bă, dar eu de ce găsesc numai rotten zucchini până acum? Ce ai rotten zucchini, în primul rând? E un fel de dovleac. Ceva mai ciudat. Și dovlecelor la lunguiesc și verde. El efectiv a deschis toate ușile, dar n-are nimica. Bine, mă, deci știi la... dovlecelor la verde și lunguieț. Te-aș puțin că zice asta ceva. Na. Asta, bă, asta nu, efectiv, pur și simplu a deschis toate ușile, dar n-a luat nimica. Nu, ia ceva și omoară, are ceva. Nu, nu îl omor, că el nu mi-a făcut nimica. E Bambi? Da. E, lasă-l. Wow, ce lag spike de vreo 5 secunde. Cred că. Am găsit bâtă. Baseball bâta. A, uite, am găsit shotgun. Dar n-am glanțe. Asta nu-s glanțe de shotgun. Oh, fuck. Da, dacă găsiți glanțe de shotgun, eu mă fac preot. Promit că mă... Acum, doar în clădirea asta, dacă găsesc glanțe, promit că vă duc la biserică. Te călugărești. Ăla pur și simplu se învârte prin cercuri, nu face nimica. Eu sunt police station, ca să-mi caută. Deci am găsit ambâtă pentru tine. Și tu mai ai vreo armă? Da, mai am o bâtă. Am shotgun. Ai găsit două bâte? Aha. Ha, mă, săracul de ăsta. Dacă o să zic moare de frică când o să mă vadă cu ăsta mai shotgun-ul. Asta e că tu ai shotgun din ăla mare, nu din ăla tăiat. Da, are alte glanțe ăsta sau la fel? Nu, sunt la fel, numai că... Practic la ăla care ți l-am dat eu la un moment dat, ăla mai mic, la ăla îi tai o bucată din țeavă ca să-l poți pune în inventar. Eu așa fac mereu, ca să pot să duc mai multe, să duc și shotgun, adică să am și o armă de aproape, cum e shotgun, și o armă de departe, cum ar fi Mosin sau Double Rifle sau SKS. Eu sunt așa galbenui, am și cască galbenă și... Nici mapă n-a luat. Zombie. Bă, ai glanțe de shotgun? Nu, mă urmăști. Ai zis că parcă ai găsit, așa am înțeles. Nu. Police station-ul e chiar lângă strada principală. Vai, ce mi-a dat bleed prostul. Nu, ești în Lumber Hill? Lumber Mill, și da. M-a speriat, m-am intrat așa pe zi. Nu vreau. Așa, stai, acum zi. Sunt Lumber Mill, nu Lumber Hill. Mama, că vine vreuna, acum mai dă una. Păi ce tot mă lovește ăsta? Unde ești? Nu te văd. Vezi turnul? Ai trecut da, el? Ai trecut nu el? Am trecut de el. Hai, rapid. Ok, stau pe îngătăr. Dacă vine vreunul, îi pun shotgun-ul la cap. Știi cum asta îi zic? O să zic stay right there. Do not move. Știi și îi pun ăsta la cap? Și dacă am gloanțe, îl împușc. Dar nu-l bandi. Eu acum sunt lângă turn, dar nu văd police station. E chiar lângă stradă? Hai că vin eu acum. La turn. Eu vin, o să mă duc exact la turn. Păi da, stai puțin. Ai dat loot la tot police station. Nu, stai că acum pe șinele de tren, mă vezi? Și eu acum ajung imediat pe ele. A, uite, salut. Tu ești ăla cu tricou șmecheraș? Uite-mă. Nu ești tu ăsta? Ba da. A, ok, hai vin eu. Dar nu-și mă gărași tricou. Mergem iarăși la... La ce? La aeroport. Nu știu, stai mai întâi să căutăm și noi glanțe de ceva. Eu de caut asta. Prin... Shotgun, hai, vină după mine. Băi, un tip aici și are armă și nu m-a văzut. Are cască de motociclist. Și un tricou roșu. Stai că mă duc la el și îl împușc. Nu, n-ai glanțe. Am glanțe. De? De altceva, dar că mă duc lângă el și zic... Stay right there. Bă, are armă, se poate să aibă și glanțe. Tu ești ăsta? Da, eu-s. Are tricou roșu și cască de motociclist. Te pot conduce la el dacă vrei, dar nu zic să nu. Păi dacă aveam glanțe, mă duceam. Dar știi, poți să îl sperii, știi? Că dacă n-are nici el glanțe, e perfect. Dar dacă are, Ce armă avea? Nu știu, n-am văzut. Știu că era, cred că shotgun sau... Stai că mă duc să-mi iau bâta. Sau Mosin sau SKS ceva. Nu știu, era pușcă în orice caz, deci nu era pistol. 100% avea, deci 100%, 100%. Nu? 100%. Uite, vino la mine să-ți dau. Unde-i băta? La mine, da, stai. Și băta mea unde-i? La mine. Și băta mea? La mine și vezi că e pe aici, hai, vino să-ți și dau. Și băta ta? La mine. Și băta mea? La bunica.
Uite că am și mâncare, dar n-am cu ce să de- am, am mâncare, dar n-am cu ce să deschid. Am și de-aia pentru arc. Nici n-am cu ce să deschid mâncarea și am spaghetti. Până nu extremely hungry, nu-i dau să mănânci. Stai. Bun, haide să vină afară, uite de aici. Dar nu găsesc bâta. Hai la biserică, păi la mine, nu înțelegi. Ambele bâte? Da. Cum ai la două bâte? Cu talent. Vino a, una țin mână și... Vino la mine, normal. Da unde? La biserică, vezi biserica? A, uite, dar trebuie să în spatele tău, nu trebuie să mergem la biserică. Mm, uite ea. Bâta, bâta, ta, ta, bâta, bâta, ta. A, vino la-i dau un shot cam peste mapă. Băi, pe ăla îl putem bate acum, știi? Ca și gangsterii care se bat. Tu iei pe la spate și eu îi țin arma la cap și vii și tu și îl bați cu buta. Ok, hai să fugim, că l-au fi în police station. Hai, fugi. Nu e în police station, că am urcat eu. Am lootuit eu police station. Hai, aici am găsit ghiozdan. Mai știi? Da. Ce frază. Mă duc în casa următoare care se pare că... e lootuit pe aici. E din cărămidă casa următoare. E lootuit, dar închis ăsta ușile. Uite, mapă. Nimic interesant. A, ești niște pantofi. Ia să-i luăm de pe ăștia. Unde ești? Mergem din nou la... Da, nu te fă, da, tu ești ăsta? Da. Păi, dar hai să ne facem, să-mi fac eu rost de gloanțe pentru shotgun. Păi cum? De acolo sigur o să găsim la păi vas. Da, da, acolo o să fie tipi. Ai intrat aici? Da, nu e nimic. Mai întâi să... Atunci hai la vapor. Păi hai la... Bună idee, mă, hai la vapor. Păi știi că în vapor sunt gloanțe, mereu. Da, mă. Am găsit eu de shotgun în vapor. Eu n-am găsit niciodată gloanțe, numai arme, multe arme, mereu arme. Am găsit două mosinuri, un blaze de la double rifle și gloanțe pentru shotgun, dar n-am găsit nici pentru mosin, nici pentru... Eu SKS și blaze double rifle și... SKS n-am găsit niciodată. Am avut SKS, dar n-am găsit, legit, adică am urât genul players și am găsit, dar n-am. Când? Cine? De unde aveai SKS? De... la azi, de dimineață, azi, la ăla, mai știi? Când înainte să iau M4, am avut SKS. Oare înainte să când te jucai cu Diana și numai cu Diana și cu Loris, oare? Nu mă, când eram noi astăzi, atunci... Toți patru? Da, când l-am omorât eu pe ăla cu headshot. Atunci aveai shotgun. Da, și ți-am auzit că atunci când l-am omorât pe ăla i-am luat SKS-ul. N-am știut asta. Și apoi ai găsit M4. După ce am găsit M4, că nu-l găseam, știi, și mi-a luat SKS-ul și mi-a zis, voi, ia mă, că e aici, 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 și până la urmă l-am găsit. Ah, deci ai avut SKS-ul, nu l-ai... Da, n-am tras niciodată. Numai așa l-ai luat. Da, n-am tras niciodată cu un SKS. Uite-o, gălbenușul. Gălbenușul. E arma mea preferată, SKS-ul. La mine, mai în patru. Trage mult, cu multe gloanțe și trage și repede. Da, asta pe mine mă enervează că apeși un click și trage vreo două gloanțe, trei. Și mai îmi plac la luneta. Care e luneta? Mosin. Lunetă, Mosinu. Sniper, cel mai sniper, sniper. Ăla e cel mai epic. Mie îmi place să fiu sniper. Cel mai șmecher. Și pe SKS poți să pui o lunetă, dar practic pe Mosin poți să pui două lunete și pe SKS numai una, aia mai nașpa. Noi aveam SKS cu lunetă, dar aveam și M4 cu lunetă, mă. Dar nu mergea luneta, nu știu de ce. Da, la M4 sunt multe lunete și M4 are o grămadă de atașament, tot felul de... Da, era full al meu, toate chestiile le avea. Are și suport din ăla de umăr și suport de mână și lunetă și tot felul de tipuri de încărcătoare, de e 10, de 20. Păi știi cum facem, lutuim vaporul și schimbăm serverul. Și după aceea altă din nou lutuim vaporul. N-are rost, că e prea nici nu știu dacă are rost să urcăm, pentru că e prea complicat să... Cobor, știu, am învățat cum să cobor. Și eu, dar sunt multe camere care s-au băgat noi și pe acolo. Pe acolo nu prea găsești chestii, dacă intri acolo... Eu știu fix locul unde găsești arme. Pe în vârf acolo, știu cum să ajung direct. Eu mă duc la arme și tu te duci prin camere, dacă oricum îți prostrezi arme. Eu mă duc, tu te duci în partea din față, unde-i botul și mă duc în spate. Eu vreau în spate, că eu știu spatele bine. Bine, atunci mă duc în față. Da, eu zic mai bine să... Stai, vezi că eu beau apă o grămadă până... Și eu thirsty. Da, eu am de băut, lol. Eu am de băut, eu da. Beau până... stuffed. Adică plin? Plin, da. E super hidratat. Eu sunt hungry, dar n-am cu ce să-mi deschid. Și eu. Și n-am cu ce să-mi deschid. Am două conserve, dar n-am cu ce să le deschid. Eu una. Am bregs. Eu de spaghetti. Ah, am pierdut una prin apă acum. Cum? Păi eu merg prin apă, am pierdut o conservă.
Eu știam că nu se mai pot pierde chestii. Ba da. Dar am pierdut când eram cu Lori, nu este ăsta pistol, CR, pa ăla, știi tu. CR75? Da, l-am pierdut. Erai cu Lori și cu Diana? Da, l-am găsit, l-am găsit oricum după aceea. Mm. Adică da, se vedea, știi, dar pur și simplu mi-a căzut din inventar, înțelegi? Da. Băi, eu zic să stăm amândoi uniți, eu așa zic, și mergem în ambele părți împreună, bă. N-ai eu așa zic că e cel mai bine, frate, dacă vine unul, așa că suntem doi mult la ușor. Plus că știi că șanse mari să fie cineva pe vapor. Hai mă, unde ești? Acum vin. Eu îmi țin acum arma în mână să alerg mai încet, fiindcă pe vapor șanse mari să cazi. A, știi că poți să ții shift, noi ca lute. Să umbli. Noi lute. Ups, am găsit flashlight, flashlight-ul și lanterna cuiva. Andrei, haide. Flashlight-ul și flashlight-ul și lanterna, bateria și... Știi că poți să ții shift și, și doar mergi, umbli. Serios? Să mor eu, dar știam. Știam că e ceva cu shift, dar nu știam că doar umbli. Uite aici am... Aici, vezi că scara e glitchuit, ai grijă. Aia din spate. Nu asta, aia altă, e glitchuit. Era să cazi, tocmai era să cazi. Aia am murit, eu cel mai dezmor. Mă duc la alea, intră pe aici și ia glanțele și alea. Cât eu mă duc la arme, să vedem dacă n-au fost luate. Uite, văd pe aici deja, prin dreapta, prin... Uite, bâtă, încă o bâtă, să-mi dai mie că eu n-am. Cum? Păi ia-ți-o atunci, ia-o atunci. Uite, glanțe ceva. Ce glanțe de? Aici ești. Nu, nu le pula. Intră tu și ia alea. Uite, binoclu. Eu vezi că e plin unde de lucruri ăsta. Unde glanțe, mă? Erau pe jos. Astea, nu-s păi, dar nu poți să iau binoc. Nu-s glanțe, sunt niște chestii de la vapor, nu-s glanțe. Uite pe aici niște ceva de băut. Bă, eu nu prea am loc în inventar. Bă, dar nu mi le ia. Eu nici atât. Bă! Uși. Am găsit armă, M4, cu de toate. Oh. Oh, M4, stai să zic cu ce era. Dacă ești încărcat, eu mă împușc. Dar încărcător. M4 cu vârf, deci are cu baionetă. M4 carle din optics cu badly damaged. M4 Bactoloe pristine și M4 hounded plastic, de alea de vârf toate. No, ești asta? Da, ești asta? Da, dă-mi M4. Vai, de ce m-a speriat. De ce M4 și nu ăla? No, dă-mi shotgun atunci, unde e? Unde e shotgun-ul? Nu, l-am aruncat acolo. Da, e acolo. Unde? Băi, uite la acolo. Aici, unde am găsit M4, acolo. Spune-mi! Tu ai dat? Da. Și l-am dat, uite-l mă în față, șchior. Mamă, ce m-am speriat. Mamă, dacă găsesc glanțe de M4, dar nu poți să-l încarc. Spune-mi! Fără încărcător, spune-mi unde e? Fără încărcător nu se poate încărca M4? Nu. Baci cât un glonț în mitralieră, știi? Dar serios, nu merge încărcat deloc? Nu. Ce porcărie. Și cum ne găsim noi încărcător? Vai de capul nostru. Hartă. Ce-s astea? Stai. Hai să le iau. Dar abia a treia oară când le iau mi le bag în inventar. Ce? De-astea 7.62x39mm rounds. Îți de SKS. Perfect. Poate găsești SKS. Spune-mi! Hai mă, te rog că mai da, că și așa sunt cu hungry și n-am chip să mor. Ce? Am crezut că am găsit SKS, băi ce m-a speriat. Și am glanțe de SKS. Și tu? Mm? Ce-ar fi să văd acum pe cealaltă parte un SKS și să ne batem să ajungem la el? Am M4. Simt așa mândru de mine. Nu! Ce? LOL. Era să mori? Mereu mă încurc la scările astea, deci... Ai murit? Nu, nici nu mi s-a rupt piciorul. Sunt niște scări care le cobor cu mâinile și picioarele și mereu am senzația că acolo, când cobor, am senzația că scări din alea de care cobor numai cu picioarele și cad. Și acum am căzut și nu mi-am rupt piciorul. Aici? Da, aici, exact. Și eu am impresia că îți rupt piciorul aici, mi-e frică. Nu, eu am impresia... Nu te... Da, mă, nu s-ai rupt. Haide, eu mi-am rupt odată piciorul. Pe scările astea mi-am rupt piciorul când a trebuit să mă arunc și pe pietre și n-am murit. Deci... M-am uitat la video. Ai lotat pe aici tot? Da. Uite aici ceva. Nimic. Dă-te mă. Andrei. Spune-mi! Nu mai da!
Mamă, sunt extrem de hungry acum, aproape. Eu mor așa cu mâncare la mine, ce frumos. Că n-am cu ce să o deschid. Ți-ai găsit cască roșie de... Nu. Oh-oh, e unul pe margine. E pe drum, vine încoa. Dar n-are armă, aparent. A, nu vine spre noi, o ia spre Berezii, noi bine. Putem să stăm fără el. Unde-i? Era, a trecut acum pe drum încolo. Ce galben ești tu și cu cască și... Galbenușul. Ok, hai pe partea cealaltă, vino. Ai grijă aici, ai grijă. Pentru că știu ce zic când zic ai grijă. Ușor să nu ne lovim. Ușor ca un copil. Andrei? Mm? Haide. Mamă, cât noroc că m-am gliciuit în chestia aia. Vai de capul meu. Mamă, bă. Cum pot să-mi revin la chestia aia cu alergatul? Adică? Să alerg din nou, normal. A, când e obosit, chiar dacă apeși W, nu ți alargă că... A, păi nu, dar apăsasem shift înainte. Dacă apeși... Hai, pe partea cealaltă a vaporului. Băi, eu cred că a fost lui Tici și cineva a aruncat pur și simplu în patrul ăla. Haide, vino, Andrei. Asta n-ar avea sens. Păi l-a aruncat că avea altă armă, sau mai avea un M4, știi? Și l-a aruncat că n-avea arme pentru asta. Și l-a aruncat în vârf, poate că pentru că știa că nu prea vine lumea la vapor. A, uite, o cască roșie aici pentru tine, Andrei. Yay. Uite, ce o vezi și singur, nu? Nu. A, e first aid kit. Bandaje. Băi, eu n-am loc să iau, ia tu. Iau doar bandaj. Vezi, Andrei? Nu te văd, mă, unde ești? Am urcat pe scările de la cealaltă parte. Da, și eu, da... Da, e gliciuit la mine, e el de ăsta. Ce-i ăsta? Pantaloni. Bandana. Uită-te, mă, mă vezi? Nu. Uită-te, urcă pe scara aia, da? Am urcat. Pe toate scările, până sus. Da. A, uite-te, văd, uite-te. Și acum, du-te acolo, vezi? Unde e chestia acolo. Mamă, ce era să cad. Ai, binoclu. Ok, și ia din trusă, că binoclu nu-l prindea. Da, mai am numai un spațiu. E, nu știu, ia ceva ce crezi că o să ne ajute. Bandaje. Ne trebuie backpack. Oh, am găsit. Eu zic că nici nu mai are rost să iau blood bag. Am găsit că... hunter pants mai mari și am mai. Niciodată nu ajungem să folosim blood bag kit. O să iau de acum numai heavy start kit și sailing bag-ul. Că nu ajungem am să găsim. Am găsit o de asta mai mare, mai am încă două sloturi libere. Nu ajungem să găsim și chestii. Hai grijă să nu cazi pe aici că. Da. Mă oftic rău. Nu ajungem să găsim și test kit-uri. Că pe vaporul ăsta niciodată n-am scăpat să vin și după aceea să plec liniștit. Never. Never say ever. Eu, uite, bă, cineva ni le-a pus să nu putem să le luăm, fii atent. Ce-am zis că a fost lootit locul ăsta? Uite, noi nu putem să luăm astea. În afară de casca asta. Uite, ia casca dacă îți place. Uite, ia. Da-te. Ai găsit jachetă, nebunule. Tu, cu grăsane. Acum ești mai gras. Uite cum arăt. A, uite ceva aici. Uite ceva aici, uite ceva aici. Ce? Nu știu. Weapon kit into hands. Se face super sale. Ce asta weapon kit into hands? Weapon cleaning kit. Weapon cleaning kit. Ce asta? Curăță arma și o face pe Steam, cred. Sau e ca și sewing kit-ul, numai că pentru arme. Nu, coborăm că nu mai avem ce face. Dai să mă la M4 cum e inspect. E pristin, deci nu merită să fac chestia. Hai să mai uităm pe aici. Băi, nu mai știu cum se coboră, sincer. Da, nimic. Hai să coborăm. Eu cobor acum. Dar eu unde nu mai știu pe unde e. Eu mai știu, am găsit niște căciuli pe aici. Și o bonetă. Băi, dar ajută-mă nesimțitule. Băi, am luat-o, cred că am luat-o pe partea greșită. Nu, n-am luat-o bine eu. De-aia găseam eu itemele în drum. Am găsit mască. De ce mască de aia de... Gaze? Dull mask de aia de clown. Oh, din... Ce de care? Cu da. America? Da. Ia-o pentru mine, că decât căciul o prefer aia. Dar mă ocupă trei sloturi, n-am sloturi cât o iau și n-am ce să arunc. Da, unde ești? Unde ești? Într-o parte a vaporului, stai că am mai găsit ceva.
Grey jeans. Ah, uite, de aici am început noi. Red t-shirt pants. Nu cred că îmi trebuie. Eu acum sunt la ieșirea din vapor. Acum ies. Tu unde ești? Eu nu găsesc ieșirea. Cum pana mea, că e super ușor. Ia-o prin tot, ia-o tot în față. Știi pe unde am venit, gata, i-am ieșit. Aici. E un player! Get the hands down! I will not shoot you, please, do not... N-are armă, e Bambi. What's up, dude? Ah, uite, s-a deconectat. Ah, Andrei, te văd. Ai arma în mână acum? Am băta în mână. Eu mă, tu ții spre mine, lasă, eu. Da, hai că s-a deconectat Bambi-ul. Coboară! Ia-o tot în direcția aia și o să găsești chestia. Eu te protejez. Mamă, ce țintă, ok, are asta, da. De ce? De... Mamă, vreau și eu. Ce mă enervează, nu mai, deci jur, eu nu mai urc în vaporul ăsta, mă disper. Partea aia sau în partea cealaltă? În nicio parte. Bă, frate, serios, e super bun vaporul, trebuie să recunoști. Am găsit M4 și shotgun. Nu! Hai mă, că vin eu după tine, bă, nu balăule. Dacă mor acum, că o să cad cum cad eu de obicei. Îți iau M4. Fac scandal. Băi, unde stai. Ești? Hai că vin după tine, unde ești? Să nu te sperii că o să vin. Uite, salut. Da, pe unde? Tu ești ăsta? Aaa, mai rău mă încurc aici, frate. Și vino pe aici. Din. Și acum cobori ca un om normal. Masca din Payday. Ai luat-o? Ok, hai vino. LOL, am și căciula și ochelari și masca okay, din coboară, Payday. Ok, coboară, hai, coboară. Hai să-ți arăt, îți arăt după aia ce stupid arăt. Ok, hai, coboară. Cu căciula de blană, de rus, ochelari de pede și masca din Payday. Și masca de bou. Da, masca de handicapat. Ai coborât? Da. Ta-ra-ta, ta-ta-ta. Bă, sangri pe roșu. Pe portocaliu. Ești pe roșu. Fii atent. Stai că mă apropii. Zici că ești handicapat. Ce față stupidă ai. Zici că ai probleme din naștere. Sau doar zici sau nu ai. Hai la baza militară, vii? Da. Ce, deci punem o pauză până acolo? Da, hai. Revenim când ajungem la bază.